Vă mulțumesc, bine v-am găsit, faptul mai bine mă ridic în picioare, mă simt mai bine așa. Eu aș vrea în primul rând să mulțumesc editurii Humanitas, doamnei Lidia Bodea în mod special, care m-a invitat să particip la acest proiect. A fost o inițiativă inedită și foarte, sigur, necesară, care se pleiază exact pe moment istoric, pe realitate copleșitoare pe care o trăim, în special noi, cei de dincolo de Prut. Vreau să-i mulțumesc domnului Radu Gărmacea, redactorul șef al editurii, cu care am colaborat foarte bine și care mi-a dat sugestii extrem de utile. În ce mă privește pe mine, sigur, postura mea în acest conclav de autori foarte buni, pe care îi prețuiesc, pe care îi cunosc și citesc și eu de ani de zile, este oarecum inedită, pentru că eu sunt un insider al acelui spațiu în care, atunci când mă născusem, rușii veniseră deja. Am pornit de la această idee textul meu, pentru că e una să reflecteze asupra spațiului slav și agresiunii latente, continue, care emană de acolo, asupra noastră a românilor, dar oarecum de la oarecare distanță, la adăpostul Clubului Occidental în care se află, slavă Domnului, România, membru NATO, membru Uniunea Europeană, și altceva e să te fi născut într-un spațiu de trecere, ținut de frontieră, disputat, o monedă de schimb a istoriei, așa cum știm foarte bine peisajul Basarabiei, și să resimți cu toate fibrele tale această realitate, și anume o Rusie care n-a plecat niciodată de la noi, de acolo, dintre Prut și Nistru. E o prezență poate nu atât de manifestă, sigur, nu-i mai mărșăluiesc trupele pe străzile Chișinăului, nu mai vedem tancuri în Piața Mare, adunări naționale, slavă Domnului, dar ea este prezentă din alte perspective. Este, în primul rând, memoria. Un act de memorie pe care noi cu toții îl trăim, în special generațiile născute înainte de 89, pentru că știm cum a fost în regimul sovietic, am trecut prin școala sovietică, am conviețuit cu rușii chiar și în cadrul familiei, propriei familii. Sunt foarte multe familii mixte în Basarabia, care au, nu știu, unchi, nepoți, verișori, verișoare, rusofone, și care sunt membrii familiei noastre, dar care, de la un punct încolo, de după 88-89, când a început mișcarea de eliberare națională în Republica Moldova, au început să se simtă și ei inconfortabil, în orice caz, să își pună problema unei acceptări, unei empatizări mai profunde cu noi, românii de acolo, pentru că suntem o familie, mulți dintre noi împreună cu ei, și trebuie să ne recunoaștem reciproc valorile, dreptul la identitate, dreptul la limba maternă și la o istorie nefalsificată, nedeformată, malaxor prin care am trecut noi cei de dincolo. Există, pe urmă, stratul contactului nemijlocit cu propaganda rusească. Ea este prezentă în continuare în Republica Moldova, prin foarte multe stații de radio și TV, preluate și de către mari mahări ai audiovizualului basarabean, care se declară, mă rog, campioni ai europenismului. În realitate, au transformat Republica Moldova într-un stat captiv, în care drepturile, libertățile democratice sunt din ce în ce mai mult strangulate. Avem chiar mâine un examen electoral la Chișinău, turul 2 al alegerilor pentru primăria capitalei basarabene, în care se confruntă, cum știți și dumneavoastră, poate un reprezentant al Partidei Pro-Ruse Socialiste și un tânăr exponent al noului val democratic, politic, pro-european și anti-oligarhic de la noi. Sperăm foarte mult să avem o zi bună mâine și să ne bucurăm de un rezultat bun de la care să înceapă și o schimbare în profunzime, o schimbare politică în Republica Moldova și la toamnă când avem parlamentare. Pentru mine, conviețuirea cu rușii, cu această realitate de neoprit, de neocultat, înseamnă și contactul direct cu cultura rusă. De multe ori noi, basarabeni, am fost întrebați aici în țară, din coace de Prut, dar și discutând cu diversi parteneri ai noștri și colegi din Occident,
De ce vă plângeți atâta? La urma urmei, ați profitat de contactul nemijlocit cu marea cultură rusă, nu? Știți rusește, ați citit în mod direct pe mari clasici ruși. Și nu vă puteți plânge, iată că noi cei de dincoace avem nevoie de traducători inspirați, pe care nu-i găsești atât de ușor și oricum o traducere inevitabil aduce o versiune a unei cărți, a unei opere originale și nu tocmai textul așa cum a fost scris și gândit de autor. Ei bine, există o doză de adevăr în povestea asta, însă replica sau, eu știu, corectura pe care am încercat de fiecare dată să o fac unei asemenea discurs a fost că, da, fraților, am citit pe ruși în original, însă în același timp, când ești lipsit de accesul la izvoarele culturii române contemporane și clasici, nu numai literatură postbelică și a scriitorilor de aici din țară, când ești nevoit unii, destul de mulți basarabeni să-și traducă gândurile din rusește în românește, cum s-a întâmplat. E o realitate și asta, când sunt familii, astăzi poate mai puțin din fericire, dar în trecut erau destul de mulți concetățeni ai mei care de bună oară vorbeau cu copiii lor în rusă. Nu pentru că ar fi desprețuit limba maternă, limba română, ci pentru că în condițiile RSS-ului a le oferi, eu știu, o bună limbă rusă, însemna și un acces automat la posturi, privilegii, șansa urcării într-o ierarhie socială, politică, administrativă. Ei erau simpli țărani de la coada vacei, nu? Știau cât de greu e să lucrezi cu sapa pe câmpiile Basarabiei. Iată însă că își doreau progeniturilor lor un viitor mai bun. Deci am trecut prin aceste experiențe, le-am asimilat, ne-am învățat cu ideea că nu putem să ne schimbăm locul pe hartă, este o fatalitate, ținutul acesta antreprucinist. Pe de altă parte, întotdeauna am încercat să le spun colegilor mei din România sau unor factori de decizii, sigur, prin intermediul textelor mele publicistice. Oameni buni, priviți Basarabia nu numai ca pe o problemă istorică, nu numai ca pe o cezură care macină organismul național, ca o, nu știu, o restanță pe care o are România, țara mare, mamă față de fiica ei înstrăinată, Basarabia, ci ca și pe nevoia României de a-și construi între pruncinistru un spațiu de rezistență, un spațiu al prosperității și al siguranței naționale pentru România, în primul rând, și implicit pentru basarabeni. Textul acesta, eseul pe care l-am scris pentru această antologie, a însemnat pentru mine, acum personal vorbind, și o experiență oarecum inedită, chiar dacă nu cu totul inedită, dar plăcută și provocatoare ca autor, întrucât a trebuit să încerc să mă detașez de, nu de particriuri, pentru că tot în comentarii mulți ani de zile pentru Radio Europa Liberă și Sabina Fate, colega mea, o să-mi confirme vorbele, sigur că înveți un anumit stil, o anumită rigoare, o anumită distanță, o obiectivitate pe cât e posibil sau cel puțin o subiectivitate onestă, cum îi plăcea lui Octavian Paler să zică, atunci când comentezi evenimentele politice curente. Dar eseul ăsta m-a invitat să cobor oarecum într-o anumită intimitate, să-mi găsesc propria voce, propria raportare la realitatea rusă, la realitatea conviețuirii cu concetățenii noștri rusofoni, pe care dorim să-i transformăm în dita mai europeni și poate ulterior și în românofili. Că rusofili sunt mult prea mult. Deci un alt tip de scriitură, pentru mine inedită, provocatoare. Iar în ce privește clasicii ruși, ca să mai spun două vorbe, ați amintit de ei, eu cred că Rusia contemporană poate fi înțeleasă mai bine dacă i-am recitit acești clasici ruși. Iată, bună oară, Lev Tolstoi constată în Ana Karenina și în alte cărți ale sale că de fiecare dată când Rusia trece printr-o mare criză, da, criză, dragă criză, numele tău e Rusia, de fapt, o criză perpetuă, o incapacitate de a lega interesele de putere ale vârfurilor, care par etern instalate acolo cu vocea poporului. Deci incapacitatea de a duce un proiect de reformă până la capăt provoacă o criză
dispare interioară și tendința naturală, barbară, spuneți cum doriți, de expansiune rusească. Iată, asta s-a întâmplat după prin 2014 încoace, odată cu anexarea Crimeei, agresiunea rusă a încetat să mai fie pentru noi doar subiect de jurnale de război, că am avut și noi Transnistria cu războiul din 92, știți, foarte dureros rana asta, încă mai sângerează, dar am simțit și noi, tinerii, sau relativ tinerii, scriitori și intelectuali de la Chișinău, răceala crivățului ăsta rusesc, pentru că există un proiect care, de la care rușii n-au, la care n-au renunțat, Putin nu a renunțat, de a crea o așa zonă Novorosia, Novorusia, care să cuprindă sudul Ucrainei, Crimeea, bineînțeles, Donbasul însângerat și agresat de ei, Odessa, sudul Basarabiei, Transnistria. Deci, vă dați seama, Ucraina înseamnă să fii prins într-un cerc de foc, iar Republica Moldova rămâne, cum să spun, un soi de Crimeea în nuce, pentru că se poate prăbuși în orice moment, având de vedere și pe politicienii care ne conduc acolo. Mulțumesc pentru această șansă și sper ca volumul acesta să aibă mulți cititori și să aibă o bună primire, o bună receptare. Mulțumesc!